Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Gorj Obiectiv, o nouă ediție în această seară și aș vrea să încep cu veștile bune, pentru că, iată, în urmă cu puțin timp, președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat faptul că de pe data de 8 februarie se vor redeschide școlile, elevii se vor reîntoarce fizic în bănci și iată că este o mare bucurie, așa cum spuneam, atât pentru elevi, cât și pentru părinți, evident, și pentru profesori care se vor reîntoarce și vor face, iată, din nou orele cu elevilor în clase și nu se vor mai chinui prin acel sistem online și să sperăm că lucrurile vor rămâne așa și școlile vor rămâne deschise, să nu avem din nou evenimente neprevăzute care să pună lacătul pe școli. Vedem ce se întâmplă în municipiul Târgu Jiu, cu școlile sunt pregătite, se fac ultimele pregătiri, au fost și sunt în continuare ședințe, dar și acțiuni în școli menite, iată, să pregătească sălile de curs pentru ca elevii să se reîntoarcă în siguranță în bănci pe data de 8 februarie, așa cum spuneam, atunci când va începe și semestrul 2. Interesant ce se va întâmpla de atunci și cu centrele de vaccinare, pentru că știm foarte bine, au fost numeroase dispute pe această parte cu centrele de vaccinare și cu școlile, în contextul în care în centrele de vaccinare era personal medical care era din cadrul cabinetelor școlare. Vedem cum se pregătesc autoritățile locale să descurce toate aceste lucruri pentru ca lucrurile să funcționeze cum trebuie. Totodată vorbim și despre alte probleme, pentru că spuneam, rămânem la municipiul Târgu Jiu. Sunt lucruri care, iată, târgujienii spun că își doresc să fie rezolvate și cer sprijin autorităților locale pentru a le fi rezolvate acele doleanțe. Și totodată vom vorbi și despre ce se întâmplă și pe scena politică. Au fost discuții aici la Gorj Obiectiv care nu au fost terminate, însă vă promit că în această seară le vom relua și vom despica firul în patru pentru a afla ce s-a întâmplat și ce se va întâmpla în perioada următoare. Discutăm despre toate aceste lucruri, dar și despre multe altele cu invitatul meu din această seară, primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, și președintele Partidului Național Liberal, organizația municipală, că tot am spus că vorbim și de politică. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc și eu tare mult că ați acceptat să fiți aici la Gorj Obiectiv, pentru că, așa cum spuneam, sunt lucruri pe care, iată, trebuie să le dezbatem și aș vrea să-mi permiteți să reluăm discuția de unde am lăsat-o, pentru că aici, la Gorj Obiectiv, ați făcut anumite declarații și v-am spus eu atunci că mi-a părut rău că n-am început cu ele, de această dată o să încep cu această discuție și aș vrea să vă întreb, după ce dumneavoastră ați spus anumite lucruri despre Ion Iordache, nu lucruri extrem de grave, ați spus anumite lucruri despre domnia sa și despre faptul că niciodată nu-l veți susține 100% dacă ar vrea să aibă o poziție în conducerea Partidului Național Liberal, filiala Gorj. După toate aceste declarații ale dumneavoastră, apele s-au tulburat și domnul Iordache a venit cu o reacție puțin mai altfel la adresa dumneavoastră decât cea care a fost spusă de dumneavoastră. Ce s-a mai întâmplat de atunci? Ați reușit să discutați cu dânsul, să lămuriți puțin lucrurile? Avem foarte mult timp la dispoziție să lămurim toate aceste probleme. Cum să spun, reacția domnului Iordache, din punctul meu de vedere, a fost mult mai agresivă decât declarațiile pe care le-am făcut chiar în emisiunea dumneavoastră. Eu am spus, până la urmă, un lucru normal. Fiecare dintre noi, ca și membrii ai Partidului Național Liberal, și aici mă refer, în primul rând, la oamenii care slujesc acest partid de foarte mulți ani, așa cum o fac și eu de 20 de ani, poate să aibă o opțiune. Iar eu mi-am exprimat-o public și de câte ori am avut ocazia, mi-am exprimat public fără să mă gândesc că undeva ar putea să apară o astfel de reacție necontrolată. Da, eu am spus, dom'le, în orice formațiune politică, și asta nu e valabilă doar pentru Partidul Național Liberal, ar trebui să existe un timp de așteptare pentru cel care își dorește într-o zi să promoveze pe o funcție politică înaltă, da? Sau pe o funcție pe care Partidul Național Liberal sau o altă formațiune poate să-i o ofere. În primul rând, vino alături de noi, demonstrează că ești un membru al echipei din care fac și eu parte și fac și alte mii de persoane parte și ulterior nimeni nu-ți poate bloca accesiunea în carieră. Că e carieră politică sau e carieră administrativă, da? Însă, de ce vă spun că mă deranjează reacția la niște declarații susținute de foarte mulți membri ai Partidului Național Liberal? Pentru că în situația mea și în situația colegilor mei,
reacția cred că ar fi fost identică. Adică sunt foarte mulți militanți ai Partidului Național Liberal sau susținători ai Partidului Național Liberal care se așteptau în această toamnă ca atunci când se stabilesc candidații pentru Partidul Național Liberal să se țină cont și de susținerea pe care au acordat-o Partidului Național Liberal. De munca pe care au depus-o. Sunt oameni care cred în valorile liberale, sunt oameni care au trecut cu Partidul Național Liberal și prin clipe frumoase, așa cum au fost în ultimii 3 ani de zile, cel puțin la nivelul organizației municipale Târgu Jiu, dar au trecut prin 20 de ani în care în Gorj și în municipiul Târgu Jiu am avut Partidul Social Democrat la conducere. E foarte, foarte dificil când ești în opoziție. Și noi am rezistat, cel puțin la Târgu Jiu, 17 ani să rămânem în opoziție, știind că Partidul Social Democrat era un partid foarte mare. Acum, când ne facem o analiză corectă, ne dăm seama că foarte multe persoane, bine apreciate la nivelul municipiului Târgu Jiu, în cei 17 ani, au aderat la Partidul Social Democrat pentru că era la guvernare. De ce te-ai duce spre un partid de opoziție în condițiile în care nu prea îi dai șanse? Da? Deci, în acest context am spus că eu ca membru, și încă o dată, n-am introdus nici organizația municipală, nu i-am introdus nici măcar pe colegii mei din formațiunea pe care o reprezint. Am vorbit strict de propriul meu punct de vedere. Acesta este punctul meu de vedere. Eu personal, mai ales că relația mea cu domnul Iordache în trecut a fost o relație tocmai de amiciție, de prietenie. Au fost foarte multe dueluri. În condițiile în care eu eram într-o situație și reprezentam Partidul Național Liberal din calitatea mea de primar, pentru că acolo au apărut acele tensiuni când însu era președinte al ALDE, iar ulterior susținător cel puțin al Partidului Social Democrat, da? Și era o chestie de normalitate că dacă ne-am duelat acum un an de zile, dacă ne-am duelat acum 6 luni de zile, domnul Iordache a venit pe ultima 100 de metri, nu mi s-a părut normal nici atunci. Și am avut curajul până la începerea campaniei, sau până în momentul în care au fost definitivate acele liste, să-mi exprim la fel de tranșant punctul meu de vedere. Nu mi se părea normal ca la acel moment, pe listele Partidului Național Liberal, să candideze domnul Ion Iordache, pentru că era ultimul sosit în Partidul Național Liberal. Și mi s-a părut o nedreptate. Mi s-a părut o mare nedreptate care li se făcea la foarte, foarte mulți susținători sau membri ai Partidului Național Liberal. Sunt oameni de foarte bună calitate. Dar nu numai. Sunteți dumneavoastră oarecum vocea acelor oameni care poate nu au curajul să spună, pentru că n-am văzut foarte mulți liberali spunând în spațiul public lucruri negative la adresa domnului Ion Iordache. Sunteți cumva dumneavoastră, purtătorul de cuvânt a celor nemulțumiți din Partidul Național Liberal? Am primit foarte multe felicitări numai de data aceasta, de la colegii mei din Partidul Național Liberal. Cunosc foarte bine resursa Partidului Național Liberal. Sunt de 20 de ani în formațiunile de dreapta din județul Gorj și în 20 de ani am avut un singur adversar politic, nu dușman politic, un singur adversar politic, Partidul Social Democrat. Și asta m-a învrăjbit și mai mult să lupt sub steagul Partidului Național Liberal, ținând cont de faptul că nimeni nu ne-a dat nici cea mai mică șansă. În 2017, indiferent că s-ar fi pariat, erau foarte puțini care credeau că soarta municipiului Târgu Jiu, din punct de vedere politic, eu sper că voi demonstra și din punct de vedere administrativ, că se poate schimba. Și în 2017 am câștigat cu o echipă redusă de membri ai Partidului Național Liberal care au crezut în victoria noastră, dar cu cetățenii din municipiul Târgu Jiu. Partidul nu a prea crezut atunci în victoria La vremea aceea sunt convins că foarte mulți dintre, sau o parte dintre colegii mei din structurile mai înalte ale partidului, în afară de faptul că n-au crezut, unii dintre nici măcar nu și-au dorit, pentru că era clar, în condițiile în care Marcel Romanescu câștiga primăria municipiului Târgu Jiu, din punctul lor de vedere, se crea un alt pol de putere, ceea ce eu n-am urmărit. Eu mi-am dus o competiție la bun sfârșit, cu rezultat până la urmă dat de cetățenii din municipiul Târgu Jiu și nu m-am gândit niciodată, eu spun de foarte mult timp, deși se aruncă permanent în piață, următoarea idee, Romanescu dorește să fie președintele Partidului Național Liberal la Gorj. Fals! Nu mi-am dorit, nu-mi doresc nici măcar în momentul de față ca să le fiu președinte celor din Partidul Național Liberal. Am o misiune pe care mi-am asumat. Dacă domnul Iordache s-ar înscrie în această cursă, v-ați înscrie și dumneavoastră? Nu. Eu v-am spus,
dacă domnul Iordache s-ar înscrie în această cursă, în afară de faptul că cred că, așa cum este astăzi statutul Partidului Național Liberal, ar trebui să primească o derogare de vechime, în statutul Partidului Național Liberal există anumite condiții pentru a putea fi membru de ceva timp. Domnul Iordache nu îndeplinește această condiție. Acum, dacă mă ia și mă leagă de faptul că în 2008 a fost ales primar al Partidului Național Liberal la Turceni, nu înseamnă că din 2008, dacă ai mai făcut 5-6 scale pe la alte formațiuni politice, ți se recunoaște toate vechimea. Eu nu -ți pot aduna și vechimea de la ALDE, și vechimea de la PSD, și vechimea de la alte formațiuni unde poate ai fost membru. Vechimea se ia din momentul în care ți-ai depus ultima adeziune. Dânsul are maxim 7-8 luni de zile de când este membru al Partidului Național Liberal. Și v-am spus, pot fi permanent un purtător de mesaj al colegilor mei din Partidul Național Liberal. Declarația mea nu a fost nesusținută, da? Pentru că discuțiile acestea le avem. Cel puțin în interiorul Partidului Național Liberal am avut foarte multe discuții. Eu am spus, între un traseist politic, și încă o dată, nu mă refer la domnul Iordache, mă refer în general, și un om pe care îl preiei din societatea civilă, din rândul cetățenilor, de 100 de ori dacă aleg de 100 de ori un om care l-aduc din societatea civilă, din rândul cetățenilor. Am experimentat acest lucru. L-am experimentat la alegerile locale. Când mi-am făcut o listă de consilieri locali, cu o pondere mai redusă din rândul membrilor Partidului Național Liberal și cu o pondere însemnată din rândul oamenilor care, la vremea aceea și în momentul de față, reprezentau ceva pentru anumite segmente din municipiul, al cetățenilor din municipiul Târgu Jiu. Nu credeți cumva că poate și acest gest al dumneavoastră a supărat puțin colegii din PNL, așa cum v-a supărat pe dumneavoastră faptul că domnul Ion Iordache a fost pus pe listă? Pentru că și dumneavoastră ați ales oamenii noi care poate n-au mai făcut politică și i-ați pus pe listă pentru Consiliul Local, în contextul în care poate ar fi fost alții liberali care și-ar fi dorit cu siguranță să fie. Mi-am asumat un mare risc. Gândiți-vă că dacă rezultatul din 27 septembrie era unul fără succes, astăzi nu mai eram în studioul dumneavoastră. Sau poate eram pe post de comentator politic, analist politic. Da? Era clar că primul care era sacrificat după acea competiție de la alegeri locale era Marcel Romanescu. În continuare, sunt oameni în Partidul Național Liberal care și-ar fi dorit ca pe 27 septembrie rezultatul să fi fost altul la Târgu Jiu. Și simt. Nu. Se știu foarte bine. Cei care n-au tras alături de noi. Rezultatul de la Târgu Jiu... Vă referiți la persoane care spunea în campanie electorală că dau inimioare contra candidatului. Care dau inimioare nu numai în campanie electorală, în ziua alegerilor. Erau cu inimioare pe contracandidații mei. Da? Oamenii erau tineri, neexperimentați și, în general, oamenii cu anumită experiență în viața politică nu fac astfel de greșeli. Dar oamenii tineri, lucrați în școala politică la un anumit nivel, nu prea înțeleg jocul ăsta politic. Și dacă li se spune, domnule, trebuie să câștige Florescu. Și dacă apreciem, domnule, hai să facem asta, să apreciem pe Florescu. Da? Sunt greșeli pe care eu le-am transmis. De fiecare dată, pe mine m-a durut foarte mult că și la alegerile locale, ca și la alegerile parlamentare, și trebuie să recunoaștem un lucru. Nu a fost făcută o campanie unitară. Adică candidatul de la Consiliul Județean cu candidații din celelalte localități, corect era să aibă o singură strategie. Da? Exact cum eu, de exemplu, în 2012 am condus campania Partidului Național Liberal atunci când candidam în partidul, împreună cu Partidul Social Democrat pe fostul USL. Întotdeauna am încercat să leg campania candidatului de la Senat. La vremea aceea era pe zona pe care candidam eu, pe care conduceam eu campania, cred că era domnul Dian Popescu, cu campaniile candidaților de la deputați. Era normal că un senator avea 3 colegi de deputați cumva pe care trebuia să le acopere, dar am făcut programul în așa fel încât în cele 30 de zile de campanie să ajungă în fiecare localitate împreună cu candidatul de la Camera Deputaților, pentru că oamenii vreau să vadă o echipă. Același lucru cred că trebuia făcut și la alegerile locale și la alegerile parlamentare. Am simțit o campanie puțin atipică pentru tot ceea ce înțeleg eu în politică. Adică dacă eu am plecat într-o echipă cu Iulian Popescu, sau dacă Dan Vâlceanu cu Gigi Gheorghe Pecingin au plecat în campanie cu domnul Iordache. Vedeam o campanie concentrată pe candidați, dar o campanie unitară, o strategie unică. Am resimțit lucrurile astea cu atât mai mult la parlamentare.
primeam telefon, astăzi trebuie să transmit mesaj cu Dan Vâlcean. Mâine transmiteam mesaj cu Ion Ordache și am avut-o, de foarte multe ori am întrebat, dom'le, dar pot să transmit și un mesaj pentru Partidul Național Liberal și pentru toți candidații Partidului Național Liberal? M-am dus și am filmat cu fiecare dintre ei. Cea mai mare, cum să spun, cea mai mare durere mi-au creat-o declarațiile ulterioare campaniei electorale. Pentru că neavând un cuvânt de spus în stabilirea candidaților Partidului Național Liberal, nu m-a luat nimeni în seamă, deși spuneam foarte clar că după experimentul de la alegerile locale, când am încercat să facem în așa fel să creăm o legătură între candidații din partid și candidații aduși din afara partidului, asta mi-aș fi dorit și la alegerile parlamentare. Dar spunea domnul Dan Vâlceanu atunci că dumneavoastră ați votat această listă și v-a întrebat pe cine v-ați dori pe listă și nu ați dat niciun nume. Am dat mai multe nume. La vremea aceea am pronunțat numele lui Dorel Chirițescu, am pronunțat numele lui Cătălin Cătănescu, adică am încercat să iau din zone total diferite. Domnul Chirițescu este membru al Partidului Național Liberal din 1990, ca și Virgil Drăgușin. Da? Oameni care s-au înscris cu un anumit crez. În 1990 nu poate să-mi spună nimeni că te-ai înscris în Partidul Național Liberal, când știm foarte bine că FSN-ul la vremea aceea era o forță, câștiga alegerile cu 90% dintr-un anumit interes. Așa cum de multe ori se întâmplă în zilele noastre, când candidezi din partea unei formațiuni politice pentru că urmărești un interes, nu neapărat crezul tău. Da? L-am dat pe Cătălin Cătănescu. De ce am descoperit oameni de genul ăsta? Așa cum l-am descoperit pe domnul Nodea, așa cum am descoperit pe Dan Ilieș, așa cum am descoperit-o pe doamna Stoichițoiu, care astăzi este consilier local, da? Cum am descoperit pe domnul Semen, da? Din rândul rezerviștilor din Armata Română, care acum se ocupă și de o asociație în zona Spirul Haret. Oameni noi pe care mi cerea strada, mi cereau cetățenii. De fiecare dată când mergeam în Târgu Jiu, îmi spunea cetățenii îmi transmiteau un lucru. Domnul Romanescu, vrem altceva. De la dumneavoastră avem pretenția ca în 2020 să veniți cu altceva, să veniți cu figuri noi pentru viața politică. Deja sunteți toți politicienii, sunteți puțin, cum să vă spun, acoperiți de o imagine nu tocmai pozitivă. Și atunci am zis, dom'le, hai să fac așa. Dacă cetățeanul din stradă mie îmi solicită, cetățeanul meu din Târgu Jiu îmi spune, dom'le, aveți câteva figuri marcante în municipiul Târgu Jiu. Încercați să le valorificați potențialul. Eu pe domnul Nodea l-am premiat în ultimii 3 ani și jumătate. N-a existat festivitate de premiere pentru olimpicii din județul Gorj în care domnul Nodea să nu fie cu cel puțin 3, 4, 5 premii. Am zis, domnule, pentru sistemul de învățământ e ceva deosebit. Pe Dan Ilieș, care a fost un sportiv de performanță, astăzi este un membru al familiei CSM, care face lucruri minunate alături de Robert, alături de domnul Andrieș, da? L-am cooptat în echipa mea pentru că știu foarte bine că atunci când am început proiectul CSM, în spatele acestui proiect au fost Andrei Enache și Dan Ilieș, un proiect de succes. Și o să vedeți astăzi, acum 10 minute m-am despărțit de echipa de handbal, am fost la sală să văd un antrenament. Sunt legat sufletește de aceste proiecte și am încercat oamenii care pot să aducă plus valoare, nu numai politică. Pentru că, sincer, acum, din sondajele care se făceau la acea vreme, din discuțiile pe care le-am... controversați, că știm foarte bine că erau undeva controversați. Care... Știi ce este? Care au stârnit așa, eu știu, nu neapărat controversați. Din 27 de persoane care le-am avut pe lista de Consiliu Local, oricând se putea găsi ceva despre oricare dintre noi. Da? Nu suntem perfecți. Nici eu nu sunt perfect, nici dumneavoastră nu e nimeni perfect. Eu însă am avut o discuție cu cei care erau candidați, am chemat pe toți 27 și le-am spus în felul următor. Nu mă puneți în situația ca să vă elimin eu din listă. Dacă știți cumva că în spatele vostru sunt lucruri pe care n-ar trebui să le scoateți la suprafață. Când intri într-o competiție de genul ăsta trebuie să te gândești și câteodată și la lucrurile pe care nu le-ai făcut. Da? Ce ar putea să spună presa despre tine și tu poate nici nu știi că ai făcut lucrurile respective. Da? Și le-am spus, dacă aveți cumva, sunteți trimiși în judecată, există vreun dosar penal pe numele vostru, ar fi corect, ar fi moral să-mi spuneți acum. Da? Să nu ajung în situația ca, poate înainte de depunerea listelor, să vă scot de pe liste și să vă înlocuiesc cu altă persoană. N-ar fi fost foarte corect. Și toată lumea a spus la unison, nu avem probleme de natură penală.
Da? Nu avem. Acum ca fiecare om, așa cum spunea și dumneavoastră, fiecare, exact. Dacă să găsim, găsim nod în papură oricui. Revenind puțin să terminăm cu acest subiect, cu acest mic conflict care s-a iscat. Dumneavoastră l-a susținut pe domnul Ion Iordache, așa cum era și normal în campanie electorală, pentru că era membru Liberal. Al Partidului Național Liberal și automat candidat, știm foarte bine, pe primul loc la Senat. Ulterior, după rezultatul acestor alegeri, dumneavoastră vi s-a reproșat că ați scos un scor mic la Târgu Jiu, deși la alegerile locale, municipiul Târgu Jiu, evident, a fost câștigat de Marcel Romanescu. După aceste reproșuri, ați încercat cumva să găsiți, nu știu dacă neapărat vinovat în domnul Ion Iordache, că a fost pe listă și să justificați cumva acest scor pe care dumneavoastră l-ați scos pe municipiul Târgu Jiu la alegerile parlamentare? Nu, vinovat nu poate să fie doar Ion Iordache sau... După părerea mea, dacă aș pune într-o listă de vinovați, Ion Iordache este ultimul vinovat. Da? Eu nu pot să imput unui om faptul că și-a dorit să candideze și să își câștige un mandat. Niciodată. Eu am spus că am avut o altă modalitate de a gândi și strategic și politic campania de la parlamentare, când am fost luat în seamă, e o altă discuție. Pe de altă parte, domnul Iordache, într-o anumită zonă, a adus plus valoare. Pentru că relațiile dânsului, și trebuie să recunosc aceste lucruri, relațiile dânsului cu o parte dintre primarii, chiar și cu o parte dintre primarii Partidului Social Democrat, erau foarte, foarte apropiate. Eu trebuie să recunosc acest lucru, însă luptăm de 30 de ani sau de aproape 30 de ani să creionăm cumva profilul militantului Partidului Național Liberal și a candidatului Partidului Național Liberal. Ce înseamnă asta? Un om care crede în valorile liberale, un om care luptă alături de tine și când pierzi și când câștigi, și e foarte greu ca să-i explici electoratului tău, acelui electorat care cu 2 luni de zile, cu 3 luni de zile înainte ți-a dat votul, de ce n-ai ales din interiorul Partidului Național Liberal sau așa cum vă spuneam, din societatea civilă, pe cineva care să te reprezinte și ales un fost adversar. Până la urmă, că vrem sau că nu vrem, politica presupune și o anumită adversitate. Prin declarații, prin tot ceea ce facem. Da? Lucrurile acestea sunt foarte greu de transmis populației. Mi era foarte greu și în emisiunile dumneavoastră electorale pe care le făceam la TV Sud să vorbesc despre un om sau despre o opțiune în care eu nu credeam. La vremea aceea nu eram foarte convins, însă eram între Ciocan și Nicovală, între ceea ce credeam eu personal și opțiunea Partidului Național Liberal, care era votată în formă de conducere. Am respectat opțiunea Partidului Național Liberal, deși consideram că puteam să venim și cu o altă soluție. O soluție mult mai bine primită de cetățenii municipiului Târgu Jiu. V-am spus, mi-am asumat lucruri de genul ăsta. Și de aceea, când ai câștigat, dă-i cezarului ce al cezarului. Eu am câștigat pe o strategie pe care unii au considerat-o puțin ieșită din normalitate. Bine, oricum vorbim despre alegeri diferite, pentru că la primărie contează foarte mult. Este un candidat unic, iar și la alegerile parlamentare... Și aici vorbim de candidați. Și aici, până la urmă, vorbim de candidați. Că pe listele acelea, pe listele de la parlamentare sunt candidați. Iar promovarea s-a făcut foarte, foarte bine pe persoane, nu neapărat pe Partidul Național Liberal. Noi acolo puteam câștiga. Era clar că la alegerile parlamentare situația politică a Partidului Național Liberal nu era una tocmai bună, da? Pierdusem foarte multe procente din cauza unor greșeli care s-au făcut la nivel național, nu neapărat la nivelul județului Gorj. Că aici am încercat cât de cât... Luate cu pandemia. Exact, exact. Dar pe de altă parte trebuia să venim cu ceva, cu ceva nou. Adică cetățeanul, dacă nu mai crede în Partidul Național Liberal, o parte din cetățenii care nu mai credeau în Partidul Național Liberal, măcar să fie determinat să meargă la vot pentru persoanele care candidau din partea Partidului Național Liberal. Dacă ne uităm foarte bine, cel puțin la Târgu Jiu, avem un electorat extrem de sensibil la semnalele pe care le transmit partidele. Știu să voteze și cu candidați, exact în situația mea, de 46%, pot să-ți dea un vot și de 21%. În condițiile în care nu te pregătești temeinic și nu ești foarte convingător atunci când vin într-o campanie electorală. M-au simțit cetățenii că n-ați fost dumneavoastră foarte convins? Nu neapărat că m-au simțit cetățenii. Eu cred că foarte mulți dintre cetățenii municipiului Târgu Jiu
au fost exact și au gândit exact așa cum am gândit eu. Că ar fi fost de preferat să scoatem oameni de alt calibru, da? Bun, domnule primar, dumneavoastră sunteți celebru pentru faptul că faceți câteodată o declarație care pune pe jar așa toată scena politică și nu numai la dumneavoastră în partid, cât și pe adversari așa, pentru că le dați de gândit și mă refer aici la faptul că zilele trecute ați spus că Partidul Social Democrat și-a dorit foarte mult ca dumneavoastră să treceți în tabăra social-democraților, să candidați la alegerile, iată, din septembrie 2020 din partea PSD și aici vă spuneam că le-ați dat de gândit și le-ați spus pe jar, pentru că sunt foarte multe persoane care s-au gândit și mă refer aici chiar la Ciprian Florescu, care s-a gândit că poate în spatele lui s-a făcut cumva un blat. Spuneați noastră că ați fost sunat inclusiv de Liviu Dragnea. M-am întâlnit cu Liviu Dragnea, ca să fiu mult mai precis. Spuneți-mi dumneavoastră atunci când s-au desfășurat aceste. Perioada celor 3 ani de zile a fost extrem de complicată pentru mine din calitatea de primar al municipiului Târgu Jiu. Ca orice primar îți dorești să faci foarte multe lucruri pentru cetățenii pe care îi reprezinți. Deplasările mele spre București se făceau în general prin contactul direct pe care îl aveam cu miniștrii sau secretarii de stat ai cui? Ai Partidului Social Democrat. Era la guvernare atunci. Exact. La una dintre discuții cu un ministru extrem de important, mi s-a spus foarte clar, domnul Romanescu, putem să discutăm de toate aceste proiecte cu o singură condiție. Trebuie să primim și girul domnului Liviu Dragnea. Da? Și a spus, ce presupune girul acesta? Trebuie să vă vedeți cu dânsul. Și a spus, bun, dacă mă văd cu domnul Liviu Dragnea, puteți primi ochiul? Da, putem să primim acceptul pentru a putea promova aceste proiecte sau din contră. S-ar putea să nu primim nimic, da? În interesul soluționării unor probleme legate de municipiul Târgu Jiu și a proiectelor pe care le dezvoltam și care, din păcate, după acea întâlnire s-au blocat definitiv, da, m-am întâlnit cu domnul Liviu Dragnea și am avut o discuție cu dânsul chiar în Palatul Parlamentului. Eu sunt foarte, foarte corect. Niciodată nu o să... Știți cum este? Prefer mai bine să nu spun un lucru dacă nu am și dovezile necesare. Și am zis, domnule, dacă asta trebuie să fac pentru a putea să-mi susțin proiectele, n-am niciun fel de problemă. Ce v-a spus Liviu Dragnea atunci? A fost extrem de drăguț. Nu am simțit niciodată presiunea pe care o simți de foarte multe ori în momentul în care intri într-o relație cu un adversar politic sau cu cel mai important adversar al unui partid politic. Până la noi vorbeam de Liviu Dragnea, care la vremea aceea era cel mai puternic om, exceptându-l pe președintele României, al guvernării de la acel moment. Și mi-a spus foarte clar, mi-a spus, domnul primar, cu tot respectul pentru dumneavoastră, da? Faceți parte dintr-o altă formațiune politică. Cum ar fi, la un moment dat, ca eu să susțin proiectele dumneavoastră, să vă susțin pe dumneavoastră, dumneavoastră este clar că prin aceste proiecte pe care le promovați, veți mai câștiga un mandat. Dar eu pot să vă garantez un lucru, că veți mai câștiga un mandat la Târgu Jiu. Dar eu vreau să-l câștigați din partea Partidului Social Democrat, nu din partea Partidului Național Liberal. Acolo lucrurile au... Na, cel puțin de la momentul acela, discuția n-a mai putut continua în aceeași termen. Și a spus, domnul președinte, eu astăzi am venit aici în calitate de primar al cetățenilor din municipiul Târgu Jiu, nu neapărat primar al Partidului Național Liberal. Lucru pe care l-am transmis de fiecare dată și colegilor mei, care astăzi sunt la guvernare, să nu repete greșelile trecutului tuturor formațiunilor politice, pentru că de fiecare dată s-a tratat problema unei comunități doar în funcție de culoarea politică a partidului care a câștigat acolo sau a primarului care aparține unei anumite formațiuni. Cetățenii din Târgu Jiu m-au votat și pe mine, dar de data aceasta la parlamentare au votat Partidul Social Democrat. Cum și în trecut, eu am câștigat primăria municipiului Târgu Jiu sub Partidul Național Liberal, însă majoritatea era Partidului Social Democrat, deci în 2016, la alegerile la termen, Partidul Social Democrat câștigase Târgu Jiu și am încercat puțin să-l sensibilizez pe domnul Dragnea și să-i explic că, de fapt, Partidul Social Democrat a câștigat aici o majoritate în Consiliul Local, iar eu, până la urmă, sunt doar reprezentantul cetățenilor. M-am dus în calitatea de reprezentant al cetățenilor din Târgu Jiu pentru rezolvarea acelor probleme. Ce i-a spus domnului Dragnea, înțelegeți, la această ofertă? A spus că nu voi putea accepta această ofertă. De ce? Pentru că mi-ar fi foarte greu să mă întorc la Târgu Jiu și să pot să-i privesc în ochi, pe de o parte pe colegii mei care m-au susținut în 2017,
pe de altă parte să-mi privesc în ochi cetățenii care în 2017 și-au dorit o schimbare la Târgu Jiu. Era foarte, foarte dificil. Ales că cred că această întâlnire a avut undeva loc în 2019, dacă mi-aduc aminte bine. Adică mai era cel mult un an de zile până la alegerile locale. Nu puteam să schimb. I-a dat un răspuns ferm sau ați încercat cumva să lăsați loc de... A fost un răspuns ferm, dar n-am simțit niciodată răutate sau răceală din comportamentul dânsului. Ba din potrivă, și asta pot să vă confirme într-o zi reprezentanții Partidului Social Democrat, într-o ședință, din ce mi-aduc eu aminte, pentru că mi-a transmis-o unul dintre cei care astăzi fac parte din Partidul Social Democrat, le-a spus celor din Gorj: am rugămintea, dacă puteți să-l ajutați pe primarul din Târgu Jiu, să o faceți. L-am cunoscut și sunt sigur că e un om, un om cu care puteți să colaborați. A fost un mesaj transmis către reprezentanți cu funcții înalte din Partidul Social Democrat de la Gorj. Nu l-au ascultat pe domnul Dragnea. Nu l-au ascultat și problemele eu nu le-am întâmpinat neapărat la nivelul județului Gorj. Proiectele mele, de fapt proiectele pentru care m-am dus, erau acele proiecte care erau blocate de 2 ani de zile pe fonduri europene. Și am spus-o și în campanie electorală. Pentru mine a fost o mare, mare durere, deși săptămâna aceasta sau cel târziu săptămâna viitoare va ieși un comunicat al Ministerului Fondurilor Europene prin ADR Sud-Vest Oltenia, care ne va spune cam unde se află în momentul de față Târgu Jiu în privința contractării și accesării fondurilor europene. Suntem pe o poziție foarte bună. Va fi un comunicat oficial al Ministerului Fondurilor Europene în care situează Târgu Jiu acolo unde este situat. Și am suferit enorm că din 2017 până în 2019, când a picat guvernele Partidului Social Democrat, n-am putut semna decât un proiect cu finanțare europeană. Unul singur. Din noiembrie 2019 până în martie 2020, adică într-o perioadă extrem, extrem de scurtă, am semnat încă 8 proiecte cu finanțare europeană în valoare de 70 de milioane de euro. Da? Ceea ce înseamnă că ne făcuse în temele. Regretați dacă atunci acceptați. Ați fi regretat atunci dacă n-aș fi putut trecut la PSD. N-aș fi putut, chiar dacă la vremea aceea, pentru că sunt un politician totuși cu ștate vechi. Da? Mai era un an de zile până în campania din 2020. Nu se aștepta nimeni în 2019 că va apărea pandemia la nivel național și nu se aștepta nimeni că alegerile vor fi amânate. Deci, dacă discuția a avut loc în 2019, era clar că și dacă s-ar fi deblocat aceste proiecte de care eu vă vorbesc, până în 2020 nu vedeam rezultatul. Adică cel mult puteam să ies în conferință de presă și să spun: domnule, am semnat contractele. De fapt, ce contracte? Contractele susținute și până la urmă depuse de către autoritatea pe care o conduc, de primăria municipiului Târgu Jiu. Deci nu trebuia să facă nimic. Și asta am rugat, îi rog, am avut o întâlnire cu fostul ministru, cu domnul Boloș. I-a spus: domnul ministru, la o întâlnire cu Asociația Municipiilor din România, din a cărei conducere fac și parte. Și i-a spus: domnul ministru, când e vorba de fonduri europene, să nu repetați istoria Partidului Social Democrat. Când e vorba de fonduri europene, pe fonduri guvernamentale, indiferent cât mi-aș dori, orice formațiune politică favorizează la un moment dat, și e normal, să zicem, pentru România e normal, deși mi-aș dori niște criterii foarte, foarte clari, așa cum se împart poate banii și la Consiliul Județean. Să avem anumiți indicatori pe baza cărora să facem această repartiție. Dar când e vorba de fonduri europene, este criminal ca la un moment dat să ții un primar care a depus proiecte, care până la urmă și l-a susținut, și să ții acele proiecte la sertar. Mi-aduc aminte ziua de 9 noiembrie, cred că era, în momentul în care am ajuns în biroul noului ministru al dezvoltării și a chemat toată echipa de directori din Ministerul Dezvoltării și a întrebat: unde sunt proiectele de la Târgu Jiu? Mă credeți că unul dintre oamenii de acolo, cel care de fapt răspundea de proiectele de la Târgu Jiu, a spus: sunt la mine. Și a zis: dar de ce nu le-ați dat drumul până acum pe circuit pentru a putea fi semnate? Deci nu trebuia altceva decât să dea drumul pe circuit spre ADR Sud-Vest Oltenia pentru a putea fi semnate de mine din calitatea de reprezentant al municipiului Târgu Jiu. Și a spus: domnul ministru, știți foarte bine că până acum, până pe 6 noiembrie, am avut o altă guvernare. Am înțeles, dar de acum încolo, și încă o dată, de pe 9 noiembrie, nu știu dacă l-am semnat primul pe 9 noiembrie, sigur l-am semnat la câteva zile după ce am fost în vizită la fostul ministru Ion Ștefan, da?
Dar din noiembrie până martie am semnat 8 proiecte în valoare de 70 de milioane de euro. Și de aceea vă spun, asta este cel mai mare pericol care ne paște și care ne-a păscut și în anii trecuți. Dacă Uniunea Europeană ne pune la dispoziție miliarde de euro, deci o să ne folosim. Dacă anumite autorități publice locale, o parte dintre autoritățile publice locale, își fac datoria cu prisosință, de ce să nu le dai drumul? Nu e vorba de banii noștri. Nu e vorba de taxele și impozitele locale. Nu e vorba de contribuția societăților din România. E vorba de sumele pe care Uniunea Europeană le alocă României. Acolo nu ar trebui să existe criteriu politic. Ar trebui să existe o competiție deschisă, exact ceea ce îi transmit și domnului Cosmin Popescu. Sper ca în 2021 până în 2024 să văd o astfel de abordare. I-am spus domnului președinte și îi transmiteam și lui Iulian Popescu în condițiile în care ajungea președintele Consiliului Județean. Dom'le, repartizați o parte din suma pe care trebuie să o repartizați de la Consiliul Județean pentru autoritățile care accesează fonduri europene, măcar pentru partea de contribuție. Mică. Noi pe proiectele europene la Târgu Jiu avem o contribuție de 2%. Dar când accesești de 70 de milioane de euro proiecte, 2% acel 1.400.000 de euro pentru bugetul municipiului Târgu Jiu înseamnă ceva. Dacă mie Cosmin Popescu îmi garantează în următorii 3 ani de zile că îmi acordă doar 1.400.000 de euro, eu ca primar al municipiului Târgu Jiu sunt mulțumit. Înseamnă că pe lângă efortul pe care l-a depus autoritatea și angajații din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu, Consiliul Județean vine cu o mică contribuție pentru bunul mers al lucrurilor în municipiul Târgu Jiu, pentru că străzile din municipiul Târgu Jiu le folosesc toți cetățenii din acest județ. Parcurile le folosesc, iluminatul public, transportul în comun. Nu este un transport al municipiului Târgu Jiu. Transportul în comun va fi folosit în timp, în următorii 10-15 ani, de către toți cei care vor veni în municipiul Târgu Jiu. Bun, că tot ați adus vorba despre transportul din municipiul Târgu Jiu, aș vrea să vă întreb, domnule primar, dacă societatea de transport Transloc S.A. a devenit o firmă, eu știu, cu capital privat în aceste momente, pentru că au fost numeroase supoziții și numeroase lucruri în spațiul public, numeroase documente care vorbesc despre transferuri, despre contracte care sunt date, eu știu, firmelor apropiate directorului care conduce Transloc în aceste momente. Și cetățenii, știți cum e, văd aceste lucruri și spun, domne, e societatea lui Paraschiv, își aduce toți angajații de la firmă în Transloc, până la urmă e o societate de stat, din câte știm, dacă nu ne dați altă veste. Eu vă întreb un alt lucru și plecăm de la această abordare, da? Vă rog. V-a plăcut sau vă place societatea Transloc la cum arată sau la cum arăta acum un an de zile? Sunt sigur că nu. Dacă mă întrebați pe mine personal, nu circul cu troleul. La cum arată? Sau cu troleibuzele la ceea sau... ce vedeți, la ceea ce vedeți în Târgu Jiu de foarte mult timp. Vă referiți la sediu? Nu la sediu, și la mijloacele de transport. Da? Nu arătau ca mijloace de transport pentru o perioadă. Acum sunt mai colorate pentru că am făcut acele evenimente street art în municipiul Târgu Jiu și am încercat măcar din acest punct de vedere să dau o pată de culoare transportului din municipiul Târgu Jiu. Da? Dar ceea ce s-a întâmplat, cel puțin în ultimii 10 ani, nu poate să fie o modalitate corectă de a conduce acea societate. Pe de altă parte, trebuie să recunosc că lucrurile încet încet se schimbă. Până în 2023, societatea va fi modernizată în totalitate. Avem 45 de milioane de euro de care Translocul va beneficia. Mijloace de transport noi, sistemul rețelele de transport înlocuite în totalitate, baza de transport din zambirilor schimbată în totalitate. Bun. Deci stațiile de așteptare la fel schimbată în totalitate. Însă discuția pe care o am cu dumneavoastră sau o parte din discuția asta am avut-o cu Mihai Paraschiv în momentul în care a fost instalat în funcția de manager al acestei societăți. Eu am spus foarte sincer exact cum am procedat personal în momentul în care am ajuns primarul municipiului Târgu Jiu. Pentru Mihai Paraschiv, această societate poate să fie finalul de carieră, din toate punctele de vedere, administrativă sau politică, sau poate să fie o rampă de lansare pentru viitor. Cum sunt lucrurile în acest moment? Care dintre cele două variante? Nu, în momentul acesta se constată anumite îmbunătățiri. Nu sunt persoana care să spună dacă în interiorul societății
se petrec anumite lucruri care ar încărca legea. Nu am cum să știu acest lucru. I-am acordat toată încrederea mea lui Mihai și tot sprijinul atât cât am putut eu să fac. Însă l-am atenționat de la început. Mihai este unul dintre managerii autorității, un manager tânăr, dar, pe de altă parte, un manager care vine din mediul privat. Eu am foarte mare încredere în oamenii care vin din mediul privat, care au demonstrat că pot să facă în sistemul privat performanță, pentru că nu-i ușor de susținut o societate privată în momentul de față, în județul Gorj sau la nivel național. E foarte dificil să plătești angajat, să plătești toate dările la stat. E dificil. Dar am preferat să fac acest transfer către o societate de stat și mi-aș dori ca Mihai Paraschiv să privească Translocul ca o societate din care, în momentul în care se va hotărâ să plece, foarte mulți dintre cetățenii municipiului Târgu Jiu să-l aprecieze pentru ceea ce a făcut acolo. E un stil de management, v-am spus, pe care el l-a implementat în propria lui societate. Pe de altă parte, la Translok, în momentul de față, este un director care are și competențele necesare, cel puțin profesionale. Mihai este absolvent de o facultate de mașini sau ceva în genul ăsta bucureștean. Nu am adus acolo, un om care să nu cunoască fenomenul. Vreau să cred că tot ceea ce a făcut Mihai în această perioadă sau tot ce a realizat acolo a realizat cu respectarea legii. Eu v-aș întreba în felul următor și încheiem acest subiect cu Translok. Dacă cetățeanul din municipiul Târgu Jiu este îndreptățit să-și pună un semn de întrebare când aude că la Translok troleibuzele, autobuzele, trolele, cum se numesc ele, sub ce formă provin toate de la firme care sunt apropiate directorului Mihai Paraschiv, oamenii care sunt aduși sunt din anturajul domnului Mihai Paraschiv sau chiar persoane apropiate, eu știu, membri ai familiei sau într-un grad de rudenie mai apropiat sau mai depărtat. Este îndreptățit cetățeanul să-și pună un semn de întrebare? Cetățeanul este îndreptățit să-și pune semne de întrebare, însă în același timp cetățeanul trebuie să aprecieze dacă activitatea de acolo s-a schimbat în bine sau în rău. Pe de altă parte, eu sunt mult mai tranșat și subiectul ăsta l-am discutat cu foarte mulți reprezentanți ai scenei politice și nu numai. Întotdeauna acord încredere maximă oamenilor care au primit un mandat, așa cum a primit și Mihai. Tragem linie. Mihai are un mandat și după o anumită perioadă putem să tragem linie. Nu știu dacă pe cetățean îl interesează că circulă cu un troleu închiriat sau circulă cu un troleu cumpărat sau neapărat societatea. Pe cetățeanul din Târgu Jiu sunt sigur că însă că îl interesează care sunt condițiile care îi oferă societatea Translok. S-au îmbunătățit în societatea Translok. S-au îmbunătățit condițiile. Sunt, nu știu, 6, 7, 8, 9 noi mijloace de transport de care era nevoie. Pe de altă parte, suntem puși într-o situație nu tocmai, cum să vă spun, normală la Translok. Acolo noi nu ne putem permite în momentul de față să achiziționăm mijloace de transport. De ce? Pentru că prin strategia pe care a abordat autoritatea publică locală, ne-am angajat pe această strategie că vom achiziționa cele 35 de trolee noi și în felul acesta nu mai putem cumpăra. Sau dacă cumpărăm, trebuie să ne facem un raport de eficiență pentru următorii 2 sau 3 ani de zile până în momentul în care vin acele trolee noi. Până la urmă, n-am dat zeci de milioane de euro pe 35 de trolee. Vreau să vă întreb puțin și despre groapa de gunoi. Avem foarte puține lucruri, însă vă întreb și pe dumneavoastră, cum cetățenii spuneați că sunt îndreptățiți să-și pună un semn de întrebare. Dumneavoastră nu vă puneți un semn de întrebare în contextul în care spuneți că aveți încredere totală și nu contestați acest lucru. Am încredere în Mihai. Însă să nu uitați un lucru. Și din punctul ăsta de vedere, foarte puțin oameni mă cunosc cu adevărat. În perioada celor 3 ani de mandat am lucrat cu 12 consilieri. Din cei 12 consilieri pe care am avut la cabinetul meu de primar, astăzi mai am 4. Deci, în momentul în care îmi dau seama că vreunul dintre oamenii în care mi-am pus foarte mare încredere nu-și face datoria corespunzător sau nu respecte legea, nu poate fi partenerul meu.
Și aici nu mă refer neapărat la Mihai, mă refer la oricine își dorește să colaboreze cu Marcel Romanescu din calitatea de primar. Că e vorba de consilierii mei sau e vorba de un director pentru care am girat și pentru care, în care mi-am pus toată încrederea, privesc locurile în același mod. Înainte de alegerile locale, am avut o discuție extrem de tranșantă cu Mihai în privința modului în care am văzut eu acea campanie electorală de la locale. Și am spus lui Mihai, Mihai, în acest moment ești directorul uneia dintre cele mai importante societăți din municipiul Târgu Jiu. Nu te poți împărți și din nu se poți împărți timpul tău și pentru politică și pentru societate. Trebuie să mergi acolo și să faci performanță. Dar nu pun mâna pentru nimeni când e vorba de încărcarea legii. Vreau să cred că tot ceea ce face Mihai acolo cu echipa pe care o are în societatea Transloc este acoperit de lege. Asta vreau să cred. Nu i-am cerut niciodată să facă vreo ilegalitate. I-am spus de la început că funcția aceasta este o funcție cu o responsabilitate foarte mare. I-am cerut să facă tot ceea ce depinde de el și să sprijine proiectele pe care le dezvoltăm în municipiul Târgu Jiu, mai ales pentru implementarea acestor proiecte de 45 de milioane de euro. Din cele 70 de milioane de euro pe care le avem accesate și contractate la Târgu Jiu, ar putea să profite oarecum că i-ați dat, iată, mână liberă. Și 45 de milioane de euro sunt în momentul de față alocat societății de transport. 45 de milioane de euro. Eu vreau să vă spun că bugetul pe care îl are Mihai pe fonduri europene este bugetul pe care îl am eu pe investiții pentru următorii 9 ani de zile. Și câte 5 milioane, ce spuneți? Este echitabil. Da, este echitabil pentru cetățeanul din Târgu Jiu. În momentul în care voi avea un transport modern în Târgu Jiu, din acel moment pot să spun că mi-am făcut datoria. Adică am depus proiectele, le-am obținut finanțarea, din acel moment manager la societatea Transloc poate să fie Mihai sau altcineva. Eu mi-aș dori să fie în continuare Mihai. Da? Dar nu i-am cerut să facă vreodată ilegalități. Nu-i voi cere niciodată. A avut sprijinul pe care l-am acordat tuturor oamenilor, pe care i-am girat la un moment dat și vreau să cred că Mihai a înțeles foarte bine aceste mesaje pe care le-am transmis. În continuare, am încredere în Mihai Paraschiv pentru că e un om care vine din generația nouă, este un om care a demonstrat că poate să fie loial. Este un profesionist. Nu credeți că ar putea să profite oarecum de încrederea aceasta pe care dumneavoastră i-ați dat-o? Și nu. Nu, vreau să cred că nu a profitat. Sau dacă a profitat, să profite în sensul bun al cuvântului. Mihai, Robert și alții oameni cu care am plecat la acest drum au ușe deschise la mine și au avut ușe deschise la mine în orice moment. Zi și noapte, dacă Mihai și ceilalți directori din primărie m-au sunat, știu foarte bine că le-am fost alături. Însă, atunci când greșesc, știu să fac în așa fel încât la un moment dat drumurile noastre să se poată despărți. Bun, suntem la final de emisiune, aș vrea să abordăm așa de repede, da, nouă ne trebuie, cu dumneavoastră chiar îmi trebuie multe ore de emisie aici să dezbatem toate lucrurile pe care mi le-am propus să le dezbatem. Aș vrea să vă întreb puțin și despre groapa de gunoi. Din nou în spațiul public am văzut astăzi pe un grup civic al județului Gorj că se spunea faptul că aici la Târgu Jiu sunt aduse gunoaie și din alte județe și nu doar de la Alba Iulia și că la un moment dat municipalitatea a scăpat cumva din mână ceea ce face firma contractată să depoziteze aceste gunoaie și că în realitate s-ar aduce gunoaie din mult mai multe locuri decât se știe, fapt ce ar fi, eu știu, destul de grav. Oamenii așteaptă un răspuns, domnule primar, și văd că îl așteaptă în mare parte de la dumneavoastră, pentru că nu de puține ori ați văzut, au făcut proteste la ușa primăriei și au cerut să discute cu dumneavoastră, să le spuneți ceva, care este soluția, pentru că vedem că nici amenziile colosale date acolo nu rezolvă această situație. Dacă sunt aspecte de natura celor prezentate de dumneavoastră, sunt organabilitate care pot să facă lumină. Din ceea ce știu eu în acest moment, depozitul de la Slobozia cumva în acest depozit se aduc gunoaie de pe raza județului Gorj, de pe raza județului Gorj și de la Alba Iulia. La momentul la care discutăm, asta știu. Dacă vreun cetățean sau altcineva poate să sesizeze alte aspecte, știu foarte bine că oricine depozitează în această
groapă de acolo, trebuie să primească acordul autorității publice locale. Fapta este de natură penală. Deci nu discutăm de alte aspecte. În privința modului în care a fost gestionată această activitate, am avut chiar și în emisiunea dumneavoastră poate mai multe discuții. În continuare, Municipalitatea Târgu Jiu are două contracte. Un contract de colectare a gunoiului de pe raza municipiului Târgu Jiu și un contract cu societatea care a realizat acea groapă acum mulți ani, nu știu exact cât de mulți ani, în care a pus la dispoziție suprafața de teren pe care s-a realizat acea groapă de gunoi. Dacă în contractul care privește colectarea gunoiului putem să intervenim direct și brutal, în momentul în care am constatat că nu se ridică la timp gunoiul de pe raza municipiului Târgu Jiu, prin poliția locală putem să aplicăm sancțiuni. În privința aspectelor de la groapa de gunoi, v-am spus, contractul nostru are drepturi și obligații, dreptul nostru în primul rând de a primi o taxă, da, o redevență pentru ceea ce, pentru activitatea care se desfășoară acolo și obligația noastră de a nu-i deranja pe perioada în care se derulează acest contract. Adică da. De a le pune acel teren la dispoziție. Bun, nu-i deranjăm, dar dacă vedem că ne deranjează dâns și pe noi sunt cu acel miros insuportabil... Sunt de acord. Sunt organe, eu știu că s-au impus anumite măsuri, multe măsuri, vreo 14 sau 15 măsuri, pe care societatea trebuie să le ia, societatea care administrează groapa de gunoi de acolo. Eu sper ca toate organismele cu competență în această zonă, și aici mă refer la reprezentanții Ministerului Mediului, să-și facă datoria. Asta îmi doresc. Bun, da, cei de la Protecția Mediului spuneau că aici mai este și treaba primăriei, mai este și treaba prefecturii să intervină, pentru că cei de la mediu au spus, dom'le, am mers, am dat ameza. Mai mult de atât nu se poate face. Suspendarea activității nu se poate face decât de către Agenția de Protecție a Mediului. Doar de Agenția Bun, de ca să înțeleagă cetățenii. Nu de Primăria Municipului Târgu Jiu. Poate interveni cumva și rezolva această problemă? Putem să fim un mediator între reprezentanții cetățenilor care sunt afectați, reprezentanții societății care deține groapa de gunoi acolo și instituțiile publice. Da? Nu avem la momentul acesta nicio modalitate de constrângere noi ca și autoritate publică locală. Ce se întâmplă acolo? Dar cred că am avut în ultima perioadă cel puțin 5 întâlniri cu reprezentanții societății și cu reprezentanții autorităților de mediu. Toată lumea spune în felul următor, domnule, suntem în implementarea acestor măsuri și într-o perioadă relativ scurtă, poate să însemne și o lună de zile, poate să însemne și 3 luni de zile, vom impune toate măsurile necesare în așa fel încât mirosul să nu mai fie insuportabil. De la o groapă de gunoi nu ne putem aștepta de la o zi la alta ca lucrurile să se schimbe radical. Mi-aș dori însă ca undeva, poate în luna aprilie, în luna mai, să nu mai resimt acel miros cetățenii din acea zonă. E adevărat. E o catastrofă ecologică, ceea ce se întâmplă în Slobozia. Însă asta am vrut să spun. Eu vreau să fiu un om corect. Nu vreau nici să mă cumva să iau presiunea de pe umerii autorității pe care o conduc, dar pe de altă parte, nici nu vreau să-mi asum anumite lucruri care nu sunt prevăzute nici în contractele încheiate, nici în lege. Ca autoritate publică locală, eu nu pot niciodată suspenda activitatea la groapa de gunoi. Niciodată. Nu puteți să deci chiar dacă constat, chiar dacă acolo, pe de o parte, eu nu am atribuțiile necesare prin compartimentele de specialitate de a face o analiză pe aspectele legate de mediu. Pe de altă parte, prin dispoziție, prin hotărâre de Consiliu Local, nu am competențele legale. Nu am competențe legale. Eu m-am întâlnit cu cetățenii nu numai înainte de campanie electorală. Mă întâlnesc cu cetățenii din acea zonă, cred că în ultimii 3 ani m-am întâlnit de 6 sau 7 ori. Că au fost întâlniri pe care le-am făcut la groapa de gunoi, au fost întâlniri pe care le-am făcut la Bârsești, s-au întâlnit la Primăria Municipiului Târgu Jiu. De fiecare dată am încercat să despărțim cumva apele și să înțeleagă fiecare. Dom'le, astea sunt atribuțiile pe care le avem noi ca autoritate și competențele noastre, celelalte aparțin de alte instituții și toți trebuie să ne facem datoria în interesul cetățenilor. Evident, am ajuns la finalul emisiunii, nu mai putem să mai dezbatem pe acest subiect, ar mai fi multe lucruri de spus, însă poate se vor clarifica și poate se va face ceva până la urmă și cu siguranță bănuiesc că o soluție există și lucrurile se vor rezolva, pentru că nu pot dura așa nesfârșit. Mi-aș dori ca soluția să se găsească la nivelul județului Gorj
Și, în primul rând, mi-aș dori ca soluția să nu presupună neapărat închiderea gropii de gunoi de la Slobozia. De ce vă spun acest lucru? Gândiți-vă că dacă groapa de gunoi, da, îmi doresc ca cei care dețin acea groapă de gunoi să respecte în totalitate toate condițiile, toate măsurile pe care le impun autoritățile competente, toate, cetățenii de acolo să nu mai fie afectați. Dar, și am văzut o declarație a domnului Luis Popa, care acum o lună de zile, acum 2 luni de zile, era vehement contestatar al activității primăriei și al celorlalte instituții. A încercat să facă și încă o dată. Dânsul astăzi administrează tot ce înseamnă zona de gunoaie de la nivelul județului Gorj, nu numai de la nivelul municipiului Târgu Jiu. Municipiul Târgu Jiu plătește o taxă la acea asociație pe care o conduce domnul Luis Popa. Dar a ieșit cu o declarație. E pentru prima dată când îl văd cu adevărat, cum să vă spun, corect pe domnul Luis Popa. A încercat să ia legătura cu autoritățile publice din celelalte localități, dar care accepta învecinate. Vorbesc de Craiova, vorbesc de Vâlcea, vorbesc de alte municipii, da? Și toată lumea, știți ce spune? Nu. Pas. Fără gunoiul de la Târgu Jiu. Da? Gândiți-vă ce ar însemna într-o zi să transportăm gunoiul de la Târgu Jiu la București, dacă ne vor accepta cei de la București, sau mai mult decât atât să aduci gunoiul de la Târgu Jiu la Constanța. Da? Costurile Costurile ar imense. fi mult, mult mai mari decât cele din de astăzi. Vă mulțumesc tare mult și eu vă că ați fost în mulțumesc. această seară la TV Suș. Cu siguranță ne vom mai revedea și vom mai discuta și despre aceste lucruri, dar și despre multe altele. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost încă o seară alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare alături de TV Sud.